Domnule Dâncu, ne aflăm în preajma examenelor, fie că vorbim de evaluare națională, fie că vorbim de examenul de bacalaureat. Cum arată educația din România în anul 2021? Mai ales știu că ați făcut și niște studii în ultima perioadă și aveți și niște date. În ultima perioadă am lucrat foarte mult cu societatea civilă. În perioada pandemiei am lucrat cu organizații ca Salvați Copii, cu Societatea Academică Română, cu multe fundații ale părinților, Asociația Părinților. Am făcut studii, noi am participat cu studiul de teren, am făcut gratuit aceste studii și am interpretat împreună cu organizații non-guvernamentale pentru a vedea ce poate fi făcut pentru educație. Nu o să fiu foarte popular, chiar dacă 70% dintre oameni spun că școala românească este bună și că creează foarte bine, pentru că toți am fost creați de școala românească și atunci nu ne permitem să spunem asta. Este un adevărat dezastru pentru școala românească, este un adevărat dezastru pentru învățământul din România. Pentru că pe lângă o subdezvoltare pe care o aveam înainte de pandemie, s-a adăugat acest surplus al crizei în pandemie. Și vă dau câteva exemple foarte simple. 40% dintre copii, dintre familiile care au copii la școală, deci 40% dintre copii sunt din familii afectate de sărăcie puternică în această criză. Asta înseamnă că nu au mijloace necesare pentru a se dota cu tablete, cu smartphone-uri, cu... Am avut în anul trecut un minus de 900.000 de tablete pe care nu le-am asigurat până la urmă nici acum, pentru că nici acum nu-ți ajunge o tabletă la trei copii dintr-o familie, de exemplu, pentru că orele au loc în același timp. De asemenea, nu suntem pregătiți, nu avem o curriculă și un program național de adaptare la acest învățământ hibrid. Încă se politizează funcțiile în școală. Încercăm acum prin comisiile parlamentare să facem modificări legislative pentru asta. Avem nevoie de o grămadă de investiții și de pregătirea profesorilor pentru zona aceasta de online. Pregătim împreună cu colegii mei, am vorbit și astăzi cu o parte din colegii mei de la Comisia de Învățământ, pregătim la Departamentul de Educație pentru această toamnă un proiect pentru legea educației digitale. Pentru că nu ajunge să vorbești cu elevii pe Skype sau pe Google Meet sau în alte locuri, este nevoie de fapt să ai o platformă dedicată pentru asta, unde să poți să încarci mult mai ușor materiale, să faci dialog cu copiii și au scăzut foarte mult rezultatele. Pe lângă faptul că nici înainte nu aveam, pierdeam pe parcursul școlar foarte mulți copii, am înțeles că anul acesta doar jumătate s-au înscris la bacalaureat, după ce am mai pierdut pe parcurs încă 20% dintre copii, deci va trebui să facem ceva, să schimbăm radical sistemul nostru de învățământ. Ceea ce spune ministrul învățământului acum este corect, avem nevoie ca să mărim ciclul de școlarizare, chiar dacă s-ar putea și soția mea, care este profesoară, să nu fie încântată de faptul că aș vrea să micșorez distanțele, să micșorez vacanțele profesorilor, pentru că ei au lucrat, au fost supra-solicitați în această perioadă. Trebuie să faci de dimineață, te duci la școală cu unii copii, alții să faci învățământ online. Tot timpul erau ocupați, sâmbătă și duminica făceau recuperări. Școlile care sunt importante, liceele importante, colegiile naționale s-au organizat singuri ca să își facă ore remediale. Dar va trebui, de exemplu, și în această vară ar trebui să facem școală remedială, pentru că pierdem o generație și este dezastru să pierzi o generație. Deci ar fi o soluție comprimarea vacanței de vară. Comprimarea vacanței apoi. Anul școlar viitor ar trebui să aibă mai multe săptămâni, așa cum are în Germania, Franța, în alte locuri. Noi avem cel mai lung timp de vacanță și acesta nu este un lucru normal. Dacă ne uităm în testele PISA, din păcate, noi nu pregătim pentru tipurile astea de abilități. Avem profesorii care trebuie reciclați. Avem foarte mulți profesori, nu se supere profesorii, dar sunt foarte mulți care vin de la universități private în sistemul de învățământ și care n-au trecut printr-o pregătire pedagogică excepțională. Asta va trebui să facem un lucru care spune Mircea Micre, a fost ministru al educației. Cred că ar trebui să introducem clar o platformă națională cu lecții standard făcute de cei mai buni profesori din România, pe toate domeniile. Și asta să le poată accesa elevii și să vadă și comparația, să vadă și profesorii să se poată specializa. Avem nevoie de reciclarea profesorilor pentru noua societate, pentru lumea asta nouă. Și avem nevoie de foarte mulți bani pentru învățământ. 6%, după părerea mea, este puțin, dar ar trebui să începem de la anul cu 6%, indiferent de unde tăiem. Școala este cel mai important lucru. Țările nordice, care sunt cele mai dezvoltate din perspectiva educației, tratează în mod explicit cheltuielile pentru învățământ ca investiții, nu cost. Noi spunem că școala este un cost.
spunem că acum dăm 3% pentru educație, de foarte multe ori nici ăsta nu-l cheltuim, nici bugetul ăsta, cam de 3,3%. Și depinde în ce zonă oferim acești bani, pentru că sunt zone în țară în care, da, WC-ul e în fundul curții, la școală... Sunt peste 1000 de școli în România în care nu poți să faci, nu poți să ai... autorizație sanitară de funcționare, pentru că ar trebui să ai un WC care cu apă curentă și spălător cu apă curentă. Ori, am văzut situații, mi-au arătat când eram ministru, unii directori, când am mers în teritoriu, ar fi mai scump un grup sanitar de genul ăsta, dacă îl pui lângă școală, mai scump decât școala în sine. Nici nu poți să-l atașezi, pentru că școala este de chirpici. Avem încă situații, nu mai vorbesc de zonele albe legate de internet. Deci ar trebui să facem în acest moment, eu n-aș face, toată lumea vorbește, cât facem autostrăzi și să facem toate sacrificiile pentru autostrăzi. Dacă pierdem oamenii, facem degeaba autostrăzi. Deci prima dată trebuie să ne ocupăm de educație și de sănătate. Acestea sunt lucrurile fundamentale în orice societate. Și după aceea vedem ce ne rămâne din cheltuieli ca să facem și autostrăzi și alte lucruri. Dar acestea sunt fundamentale și îmi pare rău că nu toată lumea înțelege asta și îmi pare rău că politicienii nu înțeleg acest lucru. Și mai e o problemă. Profesorii încă folosesc tehnici vechi de educație, de învățare. Da, am văzut diverse cazuri. Cred că cu profesorii am putea să rezolvăm. În primul rând, generațiile încep să se schimbe. Profesorii pot fi trăinuiți tot timpul, suplimentar. Profesorii au capacitatea de învățare. Sunt profesori care poate că nu au fost super pregătiți, dar au capacitatea de învățare măcar și trebuie să investim foarte mult în a-i pregăti pe profesori. Asta trebuie să fie principala noastră grijă. Cu ei să facem prima dată educația remedială. Și nu numai cu ei, pentru că ați văzut la învățământul hibrid, familia devine un partener la școală. Primul meditator în perioada asta hibridă au fost familiile. Cercetările noastre au arătat că familia, părinții și-au dat seama în sfârșit că nu sunt competenți. Eu, de exemplu, sunt profesor universitar de 30 de ani. Dacă aș avea un copil mic, acum nu mai am copil, copiii mei au terminat școlile, dar dacă aș avea un copil mic, am văzut cum se chinuia soția mea, profesoară, să facă meditații cu ei de-a lungul timpului, eu nu aș fi competent să fac pregătire cu ei. La disciplinele, să spunem, care nu sunt socio-umane. La cele socio-umane aș putea să lucrez cu ei, să mă pregătesc ca să lucrez împreună cu un copil. Dar la matematică, la științe exacte, la fizică și la celelalte lucruri nu m-aș pricepe. Și atunci este foarte complicat. Ar trebui și sistemul meditațiilor. Am făcut o cercetare recentă legată de faptul că 30% dintre copiii români plătesc meditații. Și unii știți că sunt împotriva meditațiilor, alții spun că ar trebui să îi impozităm mai mult pe profesori. Au fost impozitați 4.000 de profesori anul trecut pentru care au fost cinstiți și au declarat asta. Dar peste tot în lume există acest lucru și ar trebui să dăm vouchere la copii pentru meditații separate. Ar trebui să facilităm nașterea unor întreprinderi de meditații. Sunt peste tot în lume. Cifra de afaceri în Germania este 2 miliarde de euro pe an și în țările nordice există asta. Deci trebuie să găsim toate mijloacele ca să ne formăm copiii. Să facem orice sacrificii ca să facem educație și sănătate. Altfel, politica n-are rost. Putem să facem noi pacte, strategii geopolitice, de apărare, putem să facem orice ne gândim noi, nu au nicio valoare dacă vom rata aceste generații care vor trebui până la urmă, dacă ne gândim pragmatic, să ne dea pensiile nouă și dacă nu-i pregătim cu oamenii, nu o să ne dea pensii. De fiecare dată când vine un ministru al educației, vine cu un set de propuneri care pe parcurs dispar sau... Nu are nicio, am avut și eu, ca să recunosc și eu, am avut propunerea să merg la educație de vreo două ori și n-am avut curajul să accept un asemenea post, în primul rând pentru că sunt profesor și este meseria mea și nu vreau să-mi bat joc de propria mea profesie și de proprii mei colegi, pentru că am condiționat de fiecare dată cu liderul politic cu care am discutat, am spus dacă... Trebuie să am libertate și doi bani pentru asta. Altfel nu se poate face, altfel cârpim tot timpul sistemul. Niciun ministru, dincolo de viziunea lui, mai de schimbare, mai conservatoare, dincolo de asta, niciun ministru al educației nu a fost sprijinit de-a lungul timpului destul ca să-și ducă un proiect până la capăt. Și mai este un singur lucru aici. Trebuie proiecte pe 10 ani, pe 15 ani, pe 20 de ani.
pe care să le respectăm de la un ministru la altul. Pentru că degeaba face reforma, reforma care o faci cu învățământul preuniversitar, acum se va vedea la liceu deja. Dacă faci ceva pentru învățământul primar, o să-l vezi peste 10 ani la facultate, deja să vezi aceste efecte. Proiectele acestea nu se pot face de azi pe mâine ca să vezi și efectul educației. Educația este în sine pentru termen lung.